Culcați jos! Timp de aproximativ 7 luni, polițiștii ai Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Tellerman și Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, Serviciul Antidrog, sub supravegherea procurorilor DICOT, au desfășurat activități specifice complexe și au probat activitatea infracțională a unei rețele de distribuție a cannabisului și rezinei de cannabis, care acționa pe raza municipiului București și în județul Tellerman, formată din 26 de tineri cu vârste între 17 și 23 de ani. În urma perchezițiilor și activităților desfășurate au fost ridicate în total pentru cercetări aproximativ 50 de grame de cannabis, aproximativ 2 grame de hașiș, 2 cântare electronice de precizie, 3 unități de calculator, 3 harddiscuri, un laptop, 15 telefoane mobile, 22 de cartele SIM, diferite înscrisuri referitoare la datoriile bănești pe care le aveau consumatorii către traficanți, precum și diferite materiale folosite la ambalajul, porționarea și consumul de droguri. Timp de 7 luni de zile, ofițerii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate au desfășurat activități complexe pentru stabilirea activităților infracționale desfășurate de un grup de trafic de droguri. Este vorba de 26 de persoane, tineri, cu vârste între 17 și 23 de ani. Acțiunea a fost definitivată în cursul acestei luni prin organizarea 9 percheziții domiciliare la domiciliile suspecților. Cu această ocazie au fost găsite 50 de grame de cannabis, 2 grame de hașiș, cântare electronice de precizie, de asemenea înscrisuri referitoare la datorii bănești pe care consumatorii le aveau către traficanți, precum și materiale folosite la ambalajul, porționarea și consumul de droguri. Dintre cele 26 de persoane cercetate, 6 sunt traficanți, 5 dintre aceștia deja sunt în stare de arest preventiv și unul este cercetat în stare de libertate. Celelalte 20 de persoane sunt consumatori. Numai 4 dintre acestea sunt telormăneni, restul sunt din municipiul București. Persoanele respective sunt cercetate pentru constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc și deținere de droguri de risc în vederea consumului propriu. În urma probatoriului administrat în cauză față de 5 dintre suspecți, toți traficanți, s-a luat măsura reținerii pentru 24 de ore și ulterior a arestării preventive pentru 29 de zile, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc și deținere de droguri de risc pentru consum propriu. Celelalte 21 de persoane suspecte, un traficant și 20 de consumatori, sunt cercetate în stare de libertate.